octogonală, cu coloane de jur împrejur. Sunt morminte romane. Da, pe asta și eu. Asta e ok. Și pot să iau. Asta este adăugată de crești, de crești. Campanela. Vede că e piață. Și până avea un mur, avea? Da. Interiorul din Palatul Diocleția. Practic au rămas materții. Poarta între cele două coloane, în stânga e bazilica și în dreapta este peristilul. Deci revenind, acolo este poarta cu peristilul de jur împrejur. Asta este imaginea. Din palat, repet? Am apucat să vă arăt Sfinxul. Nu uiți-o pe aici. Templul lui Jupiter. Deci, sarcofagul este de pe vremea lui Diocletian. Toate frizele acelea sunt de pe vremea lui, Diocletian. Vedeți? Care încadrează ușa. Care a introdus limba croată în biserică. Cultură de metrici.
Asta e Veneția. Sunt specifice cu dalmații. O să vedem și la Dubrovnik, la multe locuri. Această piață, mai mare decât piața Palatului Diocletian, este primărie. Care? Asta. Bravo. În zilele noastre? Da, da, este primărie. Inclusiv Veneția. Da, adică tot ansamblul ăsta este primărie. La parter. A, nu da, nu vreau de 2000 de mii. Spiritul pe înserate. Cum arată pe faleza în Split. Inclusiv muzica asfaltată. De altfel îi zice altcumva denumirea actuală, nu mai știu cum îi zice. Turul nostru s-a terminat. Palatul Diocletian, noaptea, da, de exterior, bineînțeles. Asta e locul, dar unul inasficientă. Deci aici sunt business-urile de la Diocletian, care a transformat în buticuri. În buticară și. Drumul spre Dubrovnik. Dar ce fac acolo pe la...